Salutare, dragile mele balanțe, bine v-am găsit. Eu sunt Amos și iată că sunt aici pentru a vă oferi previziunile lunii noiembrie. Așa că vă invit să rămâneți alături de mine. Salutare, dragii mei prieteni, mă bucur enorm de mult că ne aflăm împreună, iată, în această frumoasă lună de octombrie momentan, pentru că acum suntem în luna octombrie, momentul în care se filmează, însă previziunile, bineînțeles că sunt pentru luna noiembrie. Această citire este pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în zodia balanței. Bineînțeles că te poți uita și tu, cel care poate, dorești să afli anumite mesaje legate de cineva din această zodie. De asemenea, dacă doriți să aflați informații legate de mine sau de activitatea pe care eu o desfășor, tot ce trebuie să faceți este să intrați pe site-ul oficial amostarot.ro și cutiamagului.ro. Pentru că cutiamagului.ro este singurul site ezoteric care vă permite să aveți în casele voastre amulete personalizate, tot felul de obiecte, de fapt, ritualizate și consacrate special pentru voi. Iar în această perioadă să știți că sunt reduceri și zeci de produse noi. Așa că vă invit să aruncați acolo o privire. Hai să vedem pentru cei din zodia balanță care este energia cu care începe această lună. Bun, și avem aici două cărți. Ok. Balanța în momentul de față se află într-un război cu cineva, deci este un război al cuvintelor, un război al gândurilor, un război pur și simplu care nu-ți mai dă pace. Te stresează ceva foarte puternic, poate să fie din trecutul tău sau vorbim despre o persoană care ți-a făcut rău în trecut și a cărui energie încă te urmează. Da? Simt aici nopți nedormite, simt anxietate, gânduri urâte, gânduri negre vis-a-vis de această persoană, care să știi că poate fi tot dintr-o zodie de aer, balanță, vărsător sau gemeni. Da? O persoană care a fost rece cu tine, da? Nu s-a portat așa cum tu ai vrut să se poarte de fapt această persoană. Într-o altă ordine de idei, putem vorbi despre un bărbat de pe lângă tine care are probleme serioase cu somnul sau cu depresia, cineva care cred că îți cere, să spunem cumva, ajutorul sau dintr-o ceartă din trecutul vostru sau faptul că nu v-ați înțeles foarte bine, acum este foarte posibil în luna noiembrie să vină să ceară acest ajutor și să îți ceară să-l scoți sau să-l scapi de o anumită situație. Hai să vedem, mergem mai departe, să vedem care sunt și celelalte mesaje ale cărților pentru cei din zodia balanță. Zece de monede, cartea Luna întoarsă și cartea 8 de monede. Bun. Există o frică foarte mare aici la tine legată de un nou început și deși ai cartea Luna întoarsă, asta înseamnă că nu există ceva ce tu nu știi în momentul de față. Deci lucrurile sunt date pe față, să le zicem. Da? Deci este totul cât se poate de real. Nu este vis, nu este o înșelătorie, dar ai o teamă foarte mare. Asta înseamnă că pentru unii dintre voi putem vorbi chiar și despre o teamă de a intra necunoscut sau într-un domeniu, într-o temă pe care voi până acum nu ați avut de-a face cu ea. Arată și gândul tău probabil de a schimba ceva pe zona profesională sau de a trece către următorul nivel. Este o lună foarte bună într-adevăr de introspecție, însă repet, pentru unii dintre voi vorbim despre o frică interioară foarte, foarte mare, aproape de paralizie, în legătură cu un nou început.
poate te gândești foarte mult la asta, da, și nu știi exact ce anume decizie să iei. Ei bine, cred că sunteți unii dintre voi care doresc foarte mult să se întoarcă acasă, din străinătate. Aveți cartea Soarele, asta înseamnă pentru voi o energie foarte bună, dragii mei. Este vorba despre sănătate, e vorba despre vitalitate, despre păstrarea acelei inocențe și este o carte a succesului. Asta înseamnă că vei lua decizia potrivită și că vei avea succes. Putem vorbi de artă, de mediu artistic, de muzică, de actorie, de pictură, de orice domeniu de genul acesta. De asemenea, cred că poate să fie un proiect, de exemplu, pentru luna noiembrie, în care pur și simplu îți aduce bani, dar ești foarte temător. Te temi cu vis-a-vis la proiectul ăsta. Foarte mult. Ori datorită lipsei de încredere în tine, ori faptul că cineva îți creează, să spunem, această anxietate, te face să te simți nevaloros sau nu neapărat potrivit pentru proiectul ăsta, ok, nu băga de seamă, adică mergi înainte, vezi-ți de drumul tău și de treaba ta, pentru că va fi bine, da? Deci ai cartea Soarele, asta înseamnă, repet, succesul. Bineînțeles că întotdeauna trebuie să existe cineva care încearcă să-ți pună piedici în roate sau încearcă să spună despre tine că nu poți, nu faci, nu dregi, ai încredere și uite că ți-a căzut o carte, Arcana Majoră Steaua, în poziția ta. Deci lasă-te purtat, da? Că va fi foarte, foarte, foarte bine, da? Poate ai legătură cu cineva din zodia Vărsătorului în luna noiembrie, însă să știi că Arcana Majoră Steaua întotdeauna vorbește despre revelații și este o carte ce arată însănătoșirea grabnică, arată ghidarea divină, intuiția, parteneriatul foarte, foarte frumos care se leagă între tine și cineva și este o carte ce îți spune nu deznădăjdui, pentru că lucrurile se vor întâmpla într-un mod frumos și poate chiar cred că o să ai parte de un miracol. Este o carte a miracolelor. Da? Nici nu trebuie să te ambalezi tu foarte, foarte tare. Speranța. Știi cum e? Speranța moare ultima. Și noi odată cu ea. Deci trăiești un moment, zic eu, revelator și un moment de cotitură în zona asta. Iată, exact ce ți-am spus. Nu te preocupa tu. Ai doi de spade, asta înseamnă că nu este momentul pentru tine să iei această decizie, niciun fel de decizie, de fapt. În doi de spade doar așteptăm, ok? Pentru că ceva aici se va întâmpla peste Arcana Majoră Steaua la tine, ce va pune capăt unor îndoieli pe care tu le-ai avut până acum, da? Exact așa pot să le numesc, îndoieli. Foarte frumos, draga mea Balanță, sunt mesaje foarte, foarte frumoase pentru tine. Minunat. Hai să vedem încă două cărți pentru cei din zodia Balanță. Wow, superb, superb. Deci este clar că unii dintre voi cred că vor avea parte și de o schimbare a locului. Clar, mulți dintre voi cred că faceți parte din domeniul artistic și vreau să îți spun doar atât, faptul că ai această energie minunată, Arcana Majoră Lumea, iată, ce anunță apogeul, draga mea Balanță. Gata, s-a terminat. Deci, în luna noiembrie pășești către un nou drum. Ești sortit pentru asta tu. Deci ești sortit cu cartea asta, ești sortit și să știi că este o energie foarte faină. De ce? Pentru că anunță întotdeauna evenimente care te vor bulversa, să știi. Desigur, ele pot începe din luna noiembrie, pot începe mai târziu, atunci când timpul este cel mai potrivit pentru tine, nu există timp în tarot, așa că lumea anunță pentru tine cununa, succesul încă o dată, te felicit foarte mult pentru această energie și te felicit dacă într-adevăr lucrezi în zona asta artistică și ești public expus, ar putea să fii celebrități în această citire.
tot ce te rog este să nu te temi, da? Să nu te temi de acest nou început, pentru că va fi foarte, foarte promițător pentru tine. Mergem mai departe, hai să vedem și mesajele din Wisdom Oracle. Ok, uite că deja mesajul a căzut pentru tine. Mesajul cărții cu numărul 48 vorbește despre poised, da? Eliberarea, să știi, într-un cuvânt, eliberarea, după o lungă perioadă de auto-otrăvire pentru tine, să știi. Da? Vezi că aici este o toxicitate, ceva, nu știu ce ai făcut tu cu privire la persoana asta, mi se pare că a fost vorba și despre o obsesie aici la un moment dat, te eliberezi. 48 vorbește despre tensiuni trecute în mare parte, disfuncționalități la nivel de comunicare. 8-ul iarăși este energia scorpionică, vorbim despre transformare, elucidare, scăpare de unele situații grele prin care tu ai trecut. Mergi din ce în ce mai sus, țin să-ți menționez faptul că mulți se vor simți amenințați de succesul tău, de vibrația ta, de energia ta în această lună. Ei, lasă-i să fie. Exact ce spuneam, mergi mai departe și să știi că numărul spiritual pentru tine în această lună este 555. Este un număr foarte, foarte, foarte mare și eu zic să cauți informații despre el, să vezi despre ce este vorba. Mergem mai departe, hai să vedem care sunt și mesajele îngerilor. Ce îngeri doresc să comunice cu tine și ce îți aduc ei în această lună noiembrie pentru cei din zodia Balanță. Ok, și avem Îngerul Armoniei, superb. Trăiesc în armonie atunci când sunt una cu sursa. Ia uite. Draga mea Balanță, te așteaptă o perioadă minunată, să știi. Luna noiembrie este doar începutul pentru tine, pentru că vei beneficia de anumite binecuvântări și este foarte bine că se întâmplă așa, pentru că ai trecut printr-o perioadă destul de turbure, ultima perioadă din viața ta. Mare grijă la acest om totuși care văd că încearcă să revină în viața ta sub o formă sau alta, ție nu-ți place, adică tu simți că are o energie urâtă, simți că poate nu se mai poate face nimic, dar cred că vine să-și ceară ajutorul, da? Simt foarte puternic zona asta. Ok, hai să vedem care sunt și celelalte mesaje ale îngerilor. Deci nu uita, încearcă să trăiești în armonie și încearcă să te gândești că întotdeauna Dumnezeu este lângă tine, în tot ceea ce tu faci. Pune-L pe Dumnezeu înainte de toate și toate celelalte ți se vor adăuga ție. Da? Ok, iarăși un mesaj de eliberare de la Arhanghelul Haniel. Eliberează tot ce te ține pe loc. Super mesaj! Eliberează tot ceea ce te ține pe loc, pentru că nu mai este cazul să ai în viața ta, draga mea Balanță, o energie minunată să știi a citirii tale și simt că în sfârșit scapi, chiar așa pot să spun că în sfârșit scapi. De ce scapi? Tu știi. Cristalul semiprețios, hai să vedem care este piatra semiprețioasă pentru cei din zodia Balanță, să mi se arate, te rog, o piatră semiprețioasă pentru cei din zodia Balanță. Wow! Labradoritul! Iată, draga mea Balanță, aceasta este piatra ta, labradoritul. Este o piatră angelică, să știi, labradoritul, și vorbește despre a încerca să vezi magia din tot ceea ce pe tine te înconjoară sau cât de magic poți deveni tu, cât de magic poți fi tu, cât de artist, cât de inovator sau cât de bun, poate, în ceea ce tu vrei să-ți faci. Poate sunt unii dintre voi care au legătură sau vor să aibă legătură cu zona online-ului, da? Și
începeți într-adevăr acest proces, începeți să închideți capitolele din viața voastră, fie că faceți asta din străinătate sau de aici din țară. Superb! Deci labradoritul este piatra ta semiprețioasă ce te va ajuta să vezi practic magia sau chiar să creezi această magie. Și un ultim card pentru tine. Îți voi extrage cel mai important eveniment care te poate urma în această lună din punct de vedere energetic astrologic, da? Ok, o carte definitorie pentru cei din zodia Balanță. Să știi că mi s-a lipit efectiv de mână a doua carte. Este extraordinar ceea ce ți se întâmplă ție aici în luna noiembrie. Să știi că primul mesaj pentru tine vine de la planeta Marte. Iată, ce anunță faptul că începi ceva în forță. Ai forță, putere, ești extraordinar de ghidat și extraordinar de focusat pe treaba asta, pe ceea ce tu îți dorești să faci. Și avem și Mercur retrograd ca și energie, ce vorbește despre reinventare. Deci de aceea spuneam, se întâmplă ceva aici la tine legat de zona de online, pe un personaj, o reinventare a ta, efectiv, nu știu, ești ori un om al comunicării, demarezi acest proiect care o să-ți fie de un mare, mare, mare succes și succesul o să se întindă, să știi, pe o perioadă foarte lungă de timp pentru că ai arcane majore. Deci avem planeta Marte și planeta Mercur. Acționează în direcția asta. Poate vorbim și de studiu, vorbim și de a te pune la punct cu unele lucruri legate de zona asta de comunicare sau de felul în care arăți, în felul în care apari. Da? Îți va lua ceva într-adevăr, dar cu siguranță te vei simți foarte bine. O lună noiembrie extraordinară pentru cei din zodia Balanță. Dragii mei, acestea au fost mesajele mele pentru voi. Vă mulțumesc infinit pentru faptul că mi-ați fost alături. Aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii și noi rămânem conectați, bineînțeles, în zona de online, aici pe canalul meu de YouTube, dar și pe Instagram, pe profilul meu Amos The Wizard, cât și Instagramul Cutia Magului, acolo unde puteți să vedeți toate noutățile cu privire la produsele existente pe site. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și nu uitați să aveți foarte mare grijă de voi!